iar Transalpina se redeschide astăzi. Dar cu unele restricții ca de obicei. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției României informează că DN67C Transalpina, tronsonul Rânca Obârșa Lotrului, va fi redeschis circulației rutiere în intervalul orar 8-18. Pe întreg tronsonul se instituie restricție de viteză de 30 de km pe oră. Este permis accesul doar pentru autovehiculele până în 3,5 tone. Poliția atrage atenția șoferilor să respecte aceste restricții, să nu efectueze manevre riscante și să adopte o conduită responsabilă pe tot parcursul traseului. Am mers pe acest drum, este unul impresionant și am fost surprins în mod neplăcut să văd că unii șoferi se grăbesc până și în vârf de munte și execută depășiri în zone în care nici măcar n-ar trebui să ne gândim la așa ceva. Vedeți și dumneavoastră aceste